Dar să ne întoarcem la Matei 24. Iisus merge mai departe și dă un alt semn foarte important. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Adevărat vă spun, nu va trece generația aceasta până nu se vor întâmpla toate acestea. În Scripturi, smochinul întotdeauna reprezintă națiunea lui Israel. Înmugurirea unui copac este un semn că s-a trezit la viață după somnul iernii. Astfel, Iisus ne-a spus de fapt că atunci când vedem Israelul revenind la viață, să știm că împărăția lui Dumnezeu este chiar la ușă. A înfrunzit Israelul? Amintindu-ne de trecut, vedem cum Israel ca popor a fost risipit printre toate neamurile, persecutat amarnic, trebuind să trăiască în ghetouri, vânați și exterminați ca nedoriți. Totuși, speranța lui Israel în promisiunea lui Dumnezeu că îi va aduce înapoi a rămas puternică. Ne amintim cuvintele rostite atât de adesea de evrei, anul viitor în Ierusalim. Această speranță a fost îndeplinită într-unul din cele mai mari miracole ale zilelor noastre. Israel, smochinul la care Iisus ne-a spus să luăm aminte, a înfrunzit când în mai 1948 a devenit o națiune. Nu numai că toată lumea a putut vedea, dar a și ajutat la crearea lui. După toate normele militare, Israel nu trebuia să mai fie în existență. În războaie repetate, forțele micuțului Israel, depășite ca număr cu 100 la 1, n-au putut fi înfrânte. Și a continuat așa până astăzi, pentru că a bătut ceasul timpului lui Dumnezeu, pentru ca israeliții să se întoarcă în țara lor. Smochinul a înflorit. Ne amintim că acesta a fost un semn pe care l-a dat Iisus ca să arate apropierea împărăției lui. De fapt, a spus că atunci când vedem aceasta întâmplându-se, împărăția lui Dumnezeu este atât de aproape încât generația martoră la aceste lucruri nu va trece până când totul se va îndeplini. Ne dăm seama ce înseamnă aceasta. Smochinul a înflorit în 1948. Generația care a văzut întâmplându-se aceasta nu va trece până ce împărăția va fi stabilită în putere și glorie. Ce emoție pentru inimile noastre să ne dăm seama că aceasta înseamnă că suntem în pragul celui mai mare eveniment din toată istoria omenirii, stabilirea împărăției lui Dumnezeu. Dar știți că Luca adaugă ceva în relatarea lui, ceea ce ne întărește mai mult credința. El spune, vedeți smochinul și toți copacii, când înfrunzesc, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Remarcăm că el adaugă și toți copacii când înfrunzesc. Dacă smochinul reprezintă pe Israel, toți copacii s-ar referi la alte popoare. Astfel, Luca ne spune că împreună cu Israelul care înfrunzește, revine la viață, multe alte popoare vor înfrunzi, vor da semne de existență. Ce ne spune istoria? Corespunde exact. Israel a devenit o națiune. Până în 1945, numărul națiunilor independente a rămas relativ constant. Atunci existau 70 de națiuni independente.
Dar de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în 1945, peste 80 de națiuni care fuseseră colonii și-au câștigat independența. Numărul națiunilor independente a crescut la mai mult decât dublu. Da, Israelul deodată cu alte națiuni a înfrunzit și noi am fost martorii împlinirii acestui lucru. Ce încurajare este pentru noi să repetăm cuvintele lui Iisus. Priviți smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dar dacă este așa, de ce continuă strâmtorarea? Și aceasta este îndeplinirea profeției. Deoarece, întocmai cum un constructor trebuie să dărâme clădirea veche înainte de a putea construi în loc una nouă, tot așa procedează și Dumnezeu. Să ascultăm cuvintele din Daniel 2:44. În zilele acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi distrusă și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, ci ea, remarcăm, ea, împărăția lui Dumnezeu, va sfărâma și va nimici toate acele împărății, dar ea însăși va dăinui pentru totdeauna. Iar în Hagai 2:7, căci așa zice Domnul oștirilor, voi clătina toate popoarele și ele sunt cu siguranță clătinate. Hagai continuă și va veni dorința tuturor neamurilor. Când neamurile vor fi fost suficient clătinate încât să fie dispuse să învețe căile dreptății, Dumnezeu va spune, opriți-vă. Aceasta este cauza pentru care Iisus și-a dat viața. Pentru ca prin sacrificiul său să poată fi îndeplinită dorința tuturor popoarelor. Prin el, sămânța avraamică, să fie binecuvântate toate familiile pământului.